La Troița din Parcul Central s-au desfășurat ceremonia militară și religioasă, organizate cu prilejul Zilei Independenței de Stat a României, Zilei Victoriei și Zilei Europei. Festivitatea a fost deschisă prin primirea onorului de către inginerul Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimeu Silvaniei, însoțit de colonelul Gheorghe Feraru, șeful de stat major al Regimentului 69, Artilerie Mixtă Silvania. La manifestare au luat parte cetățeni ai orașului, reprezentanți ai oficialităților locale, ai armatei române, instituțiilor, partidelor politice, organizațiilor, asociațiilor, pentru a sărbători această zi. Momentul depunerii de coroane și gerbe de flori la Troiță a fost precedat de Te Deum și alocuțiunea inginerului Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei. A urmat un program artistic sub bagheta profesorului Traian Albu, cu recitări și cu cântece. Activitățile comemorative s-au încheiat prin defilarea gărzii de onoare. Pentru cinstirea memoriei eroilor, urmează un moment religios. Gardă, rici! Pentru oficierea serviciului religios, descope, rici! Hristos a aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim. Prevarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul nepătării de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Din suflă ostașilor noștri, bărbăția și vitejia cea sfântă a dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară, și pe noi pe toți îngrădintește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii ostași, luptători români,
din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpure de luptă, în lacăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Auzi-ne, Doamne, de cum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește Dumnezeu. Tu rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și curmea și în vecii vecilor! Hristos a înviat din morți, moartea pe noare de încălcât, și celor din morminte, viață dăruind lume. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm, ți-i auzi-ne și te îndură spre noi. Sufletelor adormiților, servilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și întregirea neamului românesc și pentru casă disertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Este dreptate în veci și cuvântul tău adevăr, că tu ești învierea și viața și odihna dormiselilor tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție mărire înălțăm împreună și Părintelui tău cel fără de început și prea Sfântul și Mundelia și Cătorii tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Spirit acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
Gardă, acoperiți! Onorată audiență, stimați invitați, reprezentanții autorităților locale, ai ministerelor apărării și ai internelor, onorați veterani de război și reprezentanți, urmași ai veteranilor de război, dragi de doamnelor și domnilor. În primul rând, data de 9 mai este un simbol al istoriei moderne a țării noastre. Prin câștigarea independenței de stat a României în anul 1877. În acea zi memorabilă, România a scăpat de sub dominația turcă, iar premierul vremii, Mihail Cocălniceanu, declara în Parlamentul țării: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența astfel proclamată trebuia consimțită și apărată pe câmpul de luptă, prea putea fi impusă forțelor militare turcești și recunoscut apoi de puterile europene. Și astfel, România intra într-o altă etapă istorică a cea dezvoltării. Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care aliații din cel de-al doilea război mondial, printre care și România, au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai destructive conflagrații din istoria continentului european. Acest acord, numit CECO, sau Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, va fi baza pentru nașterea și formarea Uniunii Europene. Așadar, aceste trei semnificații sunt reprezentative pentru noi toți. În primul rând, ca cetățeni ai unui stat modern cu de dezvoltare, dar și ca cetățeni europeni de la 1 ianuarie 2007, membri cu drepturi egale cu restul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Despre semnificația acestei zile și a evenimentului în sine, îl invit pe primarul orașului Jimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Turcaș. Onorate fețe bisericești, domnilor comandanți, ofițeri, suboficeri, cadre militare în rezervă, retragere, soldați, grădați voluntari, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi elevi, este o mare bucurie pentru mine și pentru noi că această mare sărbătoare, această triplă sărbătoare, este sărbătorită la Șimleu în fiecare an. Din păcate, sunt autorități locale care nu dau prea mare importanță acestei sărbători, dar Șimleul a fost și este întotdeauna o administrație care se bucură și se aplacă cu mult respect, în primul rând, pentru în fața celor care au făcut posibile primele două sărbători, respectiv independența României din 1877 și ziua victoriei din 1945. Și parcă pentru ca această zi să fie și mai frumoasă, a dat Dumnezeu această ploaie, aceste lacrimi din cer, care curg suportabil și pentru cei care nu stau sub umbrelă. Aceste lacrimi pentru tot ceea ce au făcut românii de-a lungul veacurilor, începând de la, dacă vreți, de la Decebal încoace, pentru ca, într-o zi, România să fie independentă. De fiecare dată ne aplecăm cu multă recunoștință în fața eroilor neamului și, din păcate, constatăm că sunt și eroi ai zilelor noastre. După cum știți, toată lumea, iar doi români au murit în teatrele de operațiuni în urmă cu două zile. Este momentul să ne aplecăm cu respect capetele și să spunem ca Dumnezeu să ierte și să-i așeze în dreapta sa. În același timp, sărbătorim astăzi cu multă mândrie, eu zic, cea mai mare realizare a clasei politice după 1989, respectiv intrarea cu dreptul pe plin în Uniunea Europeană. Locul nostru a fost acolo, România a fost una dintre cele mai importante țări din Uniunea Europeană, dar din păcate perioada comunistă ne-a obligat oarecum să rămânem puțin în spate. Și iată că după eforturile tuturor claselor politice, în 1 ianuarie 2007, România devine o țară cu drepturi depline în Uniunea Europeană, un partener corect în deciziile pe care Uniunea Europeană le ia. Eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor acelora care fac ca această sărbătoare să existe,
tuturor acelora să mă înclin și să pun Dumnezeu să-i odihnească pe toți eroii neamului, să le mulțumesc acelora care s-au străduit de-a lungul timpului ca România să fie o țară a Uniunii Europene. Și să spunem în final ca Dumnezeu să binecuvinteze România ca țară a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! În continuare, vor fi depuse coroane de flori în memoria soldaților eroi care și-au sacrificat viața pentru salvarea țării. Iar veneți, pensionari înainte, prezentați, alți! Depun coroane de flori reprezentanții instituțiilor publice, primăria orașului și Leo Silvaniei. Instituțiilor de învățământ, școlile gimnaziale. Partea
înaintea liceelor și Colegiului Național Simeon Bănuțu, liceelor Iuliu Maniu și liceul Osian. Depun coroane de flori reprezentanții Spitalului Orășenesc, dr. Ioan Pușcaș. Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice. Bisericii Greco-Catolice și Ortodoxe. Acestui eveniment, elevi ai școlilor din oraș au pregătit sub îndrumarea profesorului Traian Albu un scurt moment artistic. Noi
De 4 zile rupți și nemâncați, pe puși plecați ședeam în grop la pândă, mai ațipeam din când în când curați, de liniște apăsător de blândă. Dar zorii ne-au gemut la căpătâi și ne-am trezit în focul bătăliei și mă aflam acolo, linia întâi, eu, cel mai tânăr caporal al României. Un ordin scurt, zbâcniră la asalt și frații mi-au fost și brazda și cufișul. Desupra ne fierbea văzducul înalt, fierbea sub trăsne de ciulele cufișul. Pe coaste ne târam între vârând și atunci voi ține viața întreagă în mine. Eu nu știu în pieptul meu ori în pământ, simți bătând o inimă fierbinte. Un strop din sângele atunci prelins, Luceafăr este azi peste mațării și mă încălzește ca un foc încins și-mi luminează fundul călimării. Ah!
pentru el. Jurăm! Ca tot ce azi clădim, să apărăm și să iubim. Jurăm! Jurăm să fim apărători acestui bun și brav popor. Jurăm! Jurăm pe strămoșescul lut, din piepturi noi să facem scut. Jurăm! Jurăm pe al doilei cântec sfânt să oferim acest pământ. Jurăm! Pe legământul de ostaș ne pune viața drept chezaș. Jurăm!
Felicitări alese se dreaptă către voi, elevi ai școlii Horia și nu numai, și mulțumiri deosebite domnului profesor Traian Alcu pentru că v-a urmat să pregătiți acest moment deosebit. Mulțumiri tuturor celor care ați ales astăzi să vă petreceți câteva clipe alături de noi cu ocazia acestei sărbători importante. Vă mulțumim și vă invităm să participați la parada militară care va avea loc pe strada Pite Cerpie. Vă mulțumim încă o dată! Pentru constituirea dispozitivului de defilare!